Bună dimineața, dragi prezentați ai presii. Putem să începem? Mulțumim mult pentru că ați acceptat această invitație la scurtul briefing din această dimineață. Bună dimineața, dragi concetățeni! Republica Moldova, întreaga societate moldovenească, în acest an trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Criza pandemică care nu a fost administrată corect de această guvernare și care are un impact și pe economie, și domeniul social, educație, fiecare ramură și ocupație din această țară și domeniu este foarte afectat. Iată că în timp ce cetățenii noștri au sărăcit în acest an, atunci când foarte mulți cetățenii ai țării noastre au rămas fără locuri de muncă, se confruntă zi de zi cu subiecte legate de lipsa resurselor financiare, ce să facă cu copilul în situația în care e carantină, cum să-și trateze prietenii, rudele în situația COVID-ului. Atunci când iată că în spitale nu mai sunt locuri și doar prin relații sau eventual și elemente de corupție poți să găsești locuri în spitale sau anumite medicamente. Iată că în societatea de Republica Moldova se confruntă cu atât de multe probleme, această guvernare, acest președinte care, iată, e pe cale să plece și această nouă majoritate parlamentară schimbă agenda țării, sau mai bine zis, joacă pe altă agenda a țării. Atât timp cât sunt atât de multe probleme în țară cu care se confruntă cetățenii, astăzi vedem că în Parlamentul Republicii Moldova se intenționează să se discute subiecte care divizează societatea. Subiecte care n-au înclinși mâinică cu tot ceea ce îi preocupă pe oameni, care de fapt vin să pune oamenii unul împotriva altora sau să antagonizeze spiritele sau să ridice subiecte de geopolitică. Atâta timp cât oamenii se confruntă cu probleme economice, iată că guvernarea vine cu o politică fiscală, care este pusă astăzi pe ordine de zi, care vine să introducă măsuri ce pot duce la majorarea prețurilor la produsele alimentare. Aduce o nouă povară fiscală, unde se vor majora anumite impozite și taxe, sau vor apărea taxe noi. O politică fiscală care nu a fost consultată nici cu fermierii noștri, nu a fost consultată nici cu administrațiile publice locale, adică primăriile. Și ba mai mult ca atât, intrată luni sau marți în Parlament, iată că astăzi deja vrea să fie discutată. Pe agenda Parlamentului se regăsesc subiecte care iată ne aduc iarăși la confruntări și tot felul de subiecte geopolitice. Și anume, se vrea să se discute în Parlament anularea unor măsuri de protecție a securității informaționale. Sau cu alte cuvinte, să se anuleze acele măsuri antipropagandă care au fost implementate acum câțiva ani. Parcă nu-i destulă câtă propagandă și manipulare avem noi locală aici în țară, ne mai trebuie încă suplimentar și manipulare și propagandă și dezinformare de peste hotare. Iată că în situația în care această guvernare nu poate să rezolve problemele oamenilor, artificial creează probleme noi. Și aici mă refer la mult discutata ultimul timp legislație privind limba rusă. Consider că limba rusă astăzi are un statut. Ea este, prin însăși felul nostru din societate, este o limbă pe care o folosesc aproape fiecare în anumite profesii, ocupații sau în familie. Atunci când politicul, scuzați expresia, îți bagă pe gât legislații încă cu sancțiuni, asta divizează societatea.
antagonizează și creează conflicte și confruntare. Ei înțeleg pe socialiști și guvernul său și pe Dodonie că dacă nu poate să rezolve problema oamenilor ține de salarii, de pensii, de locuri de muncă sau paturi în spital, hai mai bine să îi confrunte și să divizeze societatea și să creeze o problemă nouă. Ce se va întâmpla dacă, de exemplu, un funcționar nu răspunde în limba rusă? Sau nu răspunde la o scrisoare în limba rusă? Îl veți băga la pușcărie? Îi veți da amenzi? Iarăși ne întoarcem în anii 90 de acea confruntare și divizare în societate? Dar ce se întâmplă cu terenul de la Stadionul Republican? Vreau să vă aduc aminte, dragi cetățeni, că Stadionul Republican a fost demolat încă pe timpul guvernării Tarlev. Guvern în care era inclusiv Dodon, care era ministrul economiei. Ce s-a făcut cu acel stadion? Nu s-a făcut nimic. În paragina a stat toată această perioadă. Și iată că la un moment dat s-a decis ca terenul să fie vândut, nu ca donat, dar vândut guvernului Statelor Unite ale Americii, care este un partener. Ca acolo să fie construită o nouă ambasadă a Statelor Unite ale Americii. Și nu s-a mai făcut nimic după această decizie, deoarece această guvernare și acest președinte, iată, care e pe ducă, pe ei nu interesează nici promisiunile, nici parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și nu a făcut absolut nimic ca să fie transferat acest bun guvernului american. În schimb, pe agenda Parlamentului de astăzi se regăsește anularea acestor tranzacții și revenirea la tot ceea ce înseamnă paragina care este în centrul Chișinăului. După cum vedeți, dragi prieteni și dragi concetățeni, agenda Parlamentului de astăzi, de mâine, impusă de această guvernare, de Dodon și aliații săi, nu se referă la agenda oamenilor, nu se referă la problemele oamenilor, dar creează noi probleme, dispute, divizare în societate. Iată de ce noi, cei de la Promoldova, vom solicita astăzi în plenul Parlamentului ca multe din aceste subiecte să nu se regăsească în agenda. Unele să fie scoase din agenda Parlamentului, altele să fie amânate, fiindcă e nevoie de consultări suplimentare și discuții suplimentare, cum e de exemplu politica fiscală sau bugetul pentru următorul an. Unde, de fapt, sunt și unele idei bune și ele trebuie puse în fața, iarăși, a discuțiilor și a consultărilor. Vom merge astăzi în plenul Parlamentului cu aceste solicitări, în caz contrar, ne rezervăm dreptul de a lua și alte decizii și de a ne comporta altfel în plenul Parlamentului și nu doar. Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună și succes în continuare!